Salut, prieteni, bine ați venit la Autolatest. De data asta facem încerc să vă explic ce înseamnă modelele hibrid și câte variante de mașini hibrid sunt. Noi suntem acum la volanul unui Kia Niro HEV, hybrid simplu, nu este plug-in, nu este electric, este HEV, da? Este motorul de 1.6, un pic detunat în 2024, are sub 100 de cai și un motor electric, dacă nu mă înșel, undeva la 50 ceva de cai și 160 de Nm. Noi suntem acum în traficul din București, tocmai am resetat consumul. Mi-arată 13,4 litri la 100 de km, e irrelevant pentru că am pornit în 100 de metri, nu, 300 de metri am făcut. Încercăm să mergem cu mașina într-un regim normal. Nu suntem, merge, aerul este pornit, afară sunt 35 de grade, acum să pornim motorul pe benzină. Bateria este sub jumătate, este o mașină hibrid, nu te interesează treaba asta. Ok, hai să vorbim un pic despre modelele hibrid și de ce sunt foarte, foarte mari diferențe între ele și de ce merită menționat. Ok, dar chiar azi dimineață, dacă nu mă înșel, Toyota a anunțat că a vândut cele mai multe mașini în România după Dacia, ceea ce înseamnă că majoritatea mașinilor Toyota vândute sunt mașini hibrid, adică mașini hybrid clasic, 1.8 sau 2.0 cu celebra cutie ECVT. O cutie cu două motoare. ECVT înseamnă efectiv o cutie CVT care nu mai are variatoarele alea clasice cu bandă, are efectiv două motoare electrice care variază puterea între ele, între ele, unul este și generator. Ok. Foarte mulți ați spus, domnule, este foarte mișto cutia ECVT pentru că este super eficientă. Da, este super eficientă, în schimb cutia ECVT este cea mai fiabilă de pe piață transmisie. N-ai cum să faci treaba asta, poți să vezi taxiuri în toată lumea civilizată, inclusiv Priusul ăla care l-a duc ăștia ai noștri din Madrid cu dungă roșie în București, care ele vin la 6.000 de km, le pun colegii GPL și se duc la peste 1.000.000 de km. Cu tine n-au probleme, au probleme în motoarele, dar la 8.000 de km să nu bagi niciun ban înseamnă să fii chiar chiar de neam prost. Bun. Deci ECVT-ul este o transmisie foarte bună, în schimb ECVT-ul este lamentabilă când vorbim de depășiri, da? Cei de la Kia, Hyundai, adică ăștia, au zis altceva. Bă, noi nu punem ECVT, nu inventăm noi, reinventăm cutia celor de la Toyota și facem un 6 DCT. Ok, toată lumea o să zică, domne, 6 DCT are legătură cu 7 DCT? Nu, n-are nicio legătură cu 7 DCT-ul, este un motor electric integrat într-o cutie cu dublu ambreiaj de generație veche, că primul DCT a fost 6 DCT, n-a fost 7 DCT și problemele a fost cu 7 DCT, da? Ei au băgat un motor electric acum vreo 10 ani de zile în cutia asta și funcționează. Ok. Domnule, dar știi că e o ciudățenie să ai dublu ambreiaj pe o mașină hibrid? Nu, nu este o ciudățenie, înseamnă că mașina va avea niște reprize foarte mișto în comparație cu un ECVT, adică poți să mergi cu ea fără niciun fel de problemă la capitolul rafinament. Când faci depășiri, când ești în București, în oraș, în bară, la bară, da, nu te mai interesează de ECVT, dublu ambreiaj. Că uite, acum când ne apropiem de semafor, merge electric. Adică când pui frână, merge electric, când pleci de la semafor, primii 2 metri sunt în format electric la toate mașinile hibrid. În schimb, deci vorbim de dublu ambreiaj cu electrificat, cu motor electric integrat. Aceeași cutie se regăsește, evident, și pe toate mașinile Skoda, Volkswagen, Seat. Când vii, domne, am un plug-in. Da, e un plug-in cu un DSG6. Culme, atenție, un DSG6 lansat acum vreo 15 ani pe Jetta hibrid, care este folosit și ziua de azi, adică nu sunt probleme. Și cutia este destul de rezistentă în comparație cu un DSG7 cu ambreiaje uscate. N-are, ci n-avem cu ce să comparăm, pentru că DSG-ul la 6 electrificat este o transmisie din punctul meu de vedere foarte, foarte, foarte reușită, pentru că este fiabilă și când vorbim la mașini hibrid, trebuie să, în primul rând, transmisia trebuie să fie fiabilă. Deci nu trebuie să fie neapărat rapidă, trebuie să fie fiabilă, din punctul meu de vedere. Și mai există, evident, celelalte transmisii pe care eu le consider cele mai bune, sunt transmisiile pe care se montează pe mașinile premium germane. Ok, când vine lumea și zice, da, bă, da, mașini premium germane, ce înseamnă BMW și Mercedes? Și Audi are un S-Tronic, care are un DSG longitudinal electrificat pe modelele A6 și A8 plug-in, dar eu vorbesc de BMW seria 3, seria 5 și seria 7, mașini care au transmisia ZF8 electrificată. Da, alea sunt transmisii
pentru mașini hibrid. Bine, unele îți plac, unele nu sunt. Sau nou Getronicul, care evident este best buy din punctul meu de vedere, pentru că este cea mai fiabilă și cea mai performantă transmisie montată pe vreo mașină hibrid. Deci vorbim de transmisii clasice cu convertizor, care au și motor electric integrat. Deci voi fanii celor care, voi fanii mașinilor hibrid, trebuie să considerați un singur lucru. Cea mai fiabilă transmisie pe o mașină hibrid este ECVT-ul de la Toyota. Mai cum să faci treaba asta, da? Cea mai lamentabilă la comportament rutier, gălăgie, rafinament, este cutia de la Toyota ECVT. Este cea mai proastă din toate punctele de vedere, în afară de fiabilitate, da? Cea mai bună transmisie pe o mașină hibrid cu care poți să conviețuiești, adică să mergi cu ea ca și cum ai merge cu o mașină normală, este ZF8 electrificat și nou Getronic, cu transmisii cu convertizor longitudinale masive, adică cât motorul de la Kia asta. Și există și transmisiile compromis, 6 DCT-ul de la Niro ăsta, hybrid sau Kona hybrid, sau toate mașinile hybrid sau plug-in hybrid de la grupul Volkswagen, care au 6 de DSG. Astea sunt cutiile compromis. Să zicem că nu-ți permiți să-ți cumperi un, evident, o mașină Mercedes Premium germană, vorbim de mașini noi, dar nu vrei să ai penalizările de rafinament și de penibilitate, în depășiri pe Valea Ultului, pe Dealul Negru, cu un ECVT, și în momentul ăla te îndrept spre una dintre jucăriile astea. Da, sunt fiabile, nu sunt slabe la capitolul ăsta. În schimb, poate să facă reprize. Uite, de exemplu, acum fac un kickdown. Deci acum am schimbat două rapoarte de unde eram eu. Bun, asta este o chestie pe care doar 6 DCT-ul de la Hyundai Kia o are. Cât despre consum, deja am făcut 5 km, mi-a scăzut consumul la 6,9 și vom mai merge vreo 2-3 km acum și o să vă arăt că o să scadă, uite, 6,8, o să scadă și mai mult consumul, pentru că vorbim totuși de o mașină hibrid. Chit că afară este foarte, foarte cald, sunt aproape 40 de grade real, și mașina asta are sistemul de aer condiționat ca și la Lexus în generațiile precedente, adică compresorul nu mai este legat pe motor, este pur și simplu electric, adică stai la semafor și efectiv instalația de aer condiționat funcționează ca la primul RX400H, adică nu ai probleme. Uite, hai să vă arăt o... Deci asta e o depășire, o repriză, da? Într-un modul eco, deci nu suntem în sport. Și am ajuns la aproape 80-90 km la oră. Mașina nu-ți mai arată ce fel de, în ce treaptă ești, pentru că este irelevant. Are 6 rapoarte, mulți o să zică, bă, sunt puține, nu sunt puține, sunt suficiente. Mașina asta poate să-ți meargă oficial 165 km la oră, neoficial peste 180 km la oră, fără niciun fel de drama, da? Merge în modul electric foarte mult, știe să facă ce știe să facă și Toyota, de-aia și prețurile sunt la nivelul unui Toyota, adică mașina asta concurează, este cumva între Yaris-ul Cross și Corolla Cross, ca dimensiuni și performanțe, funcționează în ciclu Atkinson, dar din nou, când vorbim de motoarele, de mașini hibrid, vorbim de transmisii, nu vorbim neapărat de motoare. Da, că Toyota are 2.5, 280 ceva de cai pe Camry și da, e ok, e un motor de 2.5, logic, sau cei de la Mazda îți oferă și ei la rândul lor pe CX-60 un animal de 2.5. Bun, ales niște motoare foarte, foarte bune pe caroseriile alea, fără discuție. Uite, media mi-a scăzut la 6,2 litri și merge cu 60-70 km la oră și o să intrăm într-un regim de bară la bară și o să scadă sub 6,2, pentru că atâta trebuie să consume mașina asta. Deci aici avem un compromis, pentru că este un motor de generație veche, 1.6 GDI, care are injecție directă. Aici ar fi trebuit, parcă Kia Hyundai, parcă ar fi trebuit să monteze un motor de 2.0, cum a fost pe vechea Optima, un 2.0, dar nu GDI, să fie un MPI, pentru că doar atunci poți să zici, bă, am și un randament la capitolul performanțe când îi dai kickdown fără probleme. În schimb, compromisul este bun, nu sunt problemele alea, și voi cei care conduceți Niro de generație veche sau Kona de generație veche hybrid sau plug-in, știți ce înseamnă, adică sunt mașini care merg 300-400.000 de kilometri fără să bagi bani în mâna în buzunar, da? Ceea ce e un lucru foarte bun. Plus că au un consum, uite, mi-a scăzut consumul undeva la 6,1 litri la 100 de kilometri și o să ne apropiem de semafor, o să meargă 100% în modul full electric și ar trebui să scadă undeva sub 6 litri la 100 de kilometri. Deci nu vă mai fie frică de mașinile hibrid, pentru că sunt super, super, mega eficiente când sunt gândite
cu când sunt legate la transmisii corecte. Deci 6 DCT-ul este ok, ECVT-ul este cel mai fiabil, dar cel mai penibil la reprize și rafinament în utilizare, și ZF8-ul electrificat și nouă G-tronic electrificat sunt cele mai bune cutii automate montate pe mașini hibrid vreodată. Mulțumim! Ok, suntem după 2 ore și 8 minute de condus, avem 104 km și avem o medie de 5,4 litri la 100 de km. Deci cam asta e consumul lui Niro Hybrid cu 6 DCT electrificat. Mașina consumă, după cum bine te aștept, se vede foarte bine pe rezervare, are undeva în jur de 40 de litri și mie îmi dă că mai am range 447 de kilometri cu jumătate de rezervor. Deci efectiv cât mi-a estimat 850 de kilometri când am luat-o, are 42 de litri, ceva de genul. Mașina consumă 5,4 litri, mod extraurban și mod urban. Și mod autostradă, s-a mers și pe autostradă în ăștia 105 km, undeva la 135 de km la oră, ca să nu luăm avent, da? 6 DCT-ul este o cutie foarte bună, este bine, nu este la fel de rafinată în utilizare precum un ZF8 de care spuneam sau un nou G-tronic cutii cu convertizoare electrificate. În schimb, în viața de zi cu zi este aproape la fel de schimbă, atât de, fără să-ți dai seama, rapoartele aproape la fel de bine ca un ECVT, chit că nu le schimbă ca un ECVT pentru că e totuși o transmisie cu dublu ambreiaj. În schimb, știe să facă media asta de 5,4 litri la 100 de kilometri, afară sunt tot 32 de grade și aerul condiționat a fost activat tot timpul, aerul condiționat compresorul este electric, adică nu este antrenat de motorul de 1.6 CDI, adică transmisia asta își face treaba fără niciun fel de problemă, chiar dacă este montată pe o mașină relativ slabă. Eniro ăsta, v-am zis, are sub 140 de cai acum, varianta 2024, și totuși vorbim de mașină cu o greutate destul de mărici, cu 1.5 tone la gol. Cu acumulatorul este o baterie de 1.2 kWh, suficientă pentru a merge, uite, acum, de exemplu, mergem în modul electric, pentru că mergem cu 57 de km la oră. Așa că, dacă vreți să vă pasionează tot ce înseamnă sistem hibrid, trebuie să luați în calcul că și transmisiile cu dublu ambreiaj electrificate sunt o soluție bună, nu neapărat ECVT. Ok, bun, toată lumea să zică ECVT. Toți o să cutare, bă, ECVT. Și când aduci în calcul faptul că cele mai bune transmisii pentru mașini hibrid sunt cele cu convertizor electrificate, toată lumea chițe. De ce? Pentru că voi nu vă permiteți un Lexus, da? Lexus are cutie automată cu 8 trepte electrificată pe modelele foarte scumpe din America, da? Adică cam acolo s-a ajuns. Variantele low cost la Toyota sunt ECVT-uri, transmisii bune. În schimb, pentru rafinament, în depășiri și un preț bun de achiziție, 6 DSG de la Volkswagen, Cupra, Skoda, Volkswagen, Audi, S-tronic-ul electrificat, care v-am zis este un DSG longitudinal, dar structura este oarecum la fel. S-tronic care are foarte, foarte multe caracteristici cu PDK-ul 8 de la electrificat de la Porsche, și cutiile astea cu 6 rapoarte cu dublu ambreiaj de la grupul Hyundai Kia. Mulțumim.